Sunt Doru George Pascal și mă uit la o nouă ediție emisiunii Ediție Finală. Harold Melgrin, strateg, negociator și consilier al președinților John Fitzgerald Kennedy, Lyndon Johnson, Richard Nixon și Gerald Ford, spunea următoarele despre Vladimir Vladimirovich Putin. Vladimir Putin și-a exprimat de mai multe ori admirația pentru Petru cel Mare. Și-a făcut-o atât de insistent, încât eram convins că se consideră reîncarnarea țarului Petru cel Mare. Nu a mai fost de mult la Kremlin, însă aflu că Putin are portretele lui Petru cel Mare în mai multe încăperi destinate întâlnirilor. Nu are portretele sale agățate pe pereți. În această seară, pe durata 3 episoade, vă invit la o temă care am intitulat-o sugestiv Petru cel Mare, seara aceasta fiind dedicată episodului 1. Iar invitatul meu este domnul Radu Florian Bruja, conferențiar universitar, doctor la Facultatea de Istorie a Universității Ștefan cel Mare Suceava. Bună seara, domnule profesor, și bine ați revenit! Bună seara! Cine nu cunoaște trecutul, nu înțelege prezentul și din acest motiv am zis să demarăm împreună acest serial dedicat unuia din cei mai puternici țari ai Rusiei medievale. O să încercăm pe parcursul episoadelor pe care ne le-am propus să vedem dacă Rusia era medievală sau nu. Sau nu în vremea lui Petru cel Mare, dacă a devenit modernă după și dacă a fost într-adevăr unul din cei mai importanți, n-aș spune puternici, țari ai Rusiei. Pentru că imaginea pe care i-a păstrat-o posteritatea e de fapt destul de diferită decât a fost în realitate omul, personajul istoric, suveranul și important, marele reformator a Rusiei epocii sale. Haideți să începem cu Rusia înainte de Petru I. Da, cred că una din temele cele mai interesante pe care le-am putea discuta, și mă refer și la contextul actual, este Rusia înainte de Petru. Să încerc așa să creionez în două mari idei cum arăta Rusia înainte de Petru cel Mare, ca să vedem de fapt ce Rusia a moștenit și ce Rusia avea să lase în urmă odată ce Petru își va fi încheiat misiunea. Rusia Romanovilor era o țară percepută la nivel european ca fiind o țară asiatică. Europenii știau că undeva foarte departe în est nu se putea ajunge acolo decât în urma unor călătorii aventuroase și în condiții extrem de precare. Există un stat, Moscovia, definit destul de bine din multe cancelare, cunoscut însă și cu numele de Rusia. Romanovii au ajuns pe tronul Rusiei la 1613. Așa, să facem o comparație cu situația europeană, undeva la un deceniu și ceva după dispariția lui Mihai Viteazul în spațiu românesc, în 10 ani de la instaurarea dinastiei Stuart în Anglia, și care avea să ducă la Revoluția engleză, și să zicem la momentul urcării pe tron a lui Ludovic al XIII-lea și apoi a iustrului său colaborator, cardinalul Richelieu. Deci cam acolo era anul în care pe tronul Rusiei ajunge dinastia Romanov. O dinastie care trebuia, de fapt, să salveze Rusia de la dezastru. Rusia, după dispariția dinastiei Ruric, risca să dispară ca putere regională, pentru că nu era nimic mai mult de atât, sub presiunea unor state vest-europene, dar vestice față de Rusia, nu a Angliei și a Franței la care am făcut trimitere.
a Suediei, a Poloniei, a, hai să spunem, Lituaniei, cu Polonia împreună, ba, poate a Imperiului Otoman. Dar polonezii reprezentau cel mai mare pericol pentru moment. Și în cele din urmă, nobilimea rusă a căzut de acord că trebuie să facă o legătură istorică între vechea dinastie dispărută la sfârșitul secolului al XVI-lea și un Mihail Mihail Romanov, care avea să instaureze dinastia Romanovilor. S-a crezut multă vreme că oricum nobilimea rusă, boierimea, noi am spune așa mai ușor, decât față de nobilimea occidentală, că acest suveran va fi ușor de manevrat. Nu s-a dovedit a fi așa și el a reușit să elimine facțiunile rivale din rândul boierimii ruse, propunând un model politic pe care îl va moșteni fiul său, Alexei Mihailovici. Aceea, așa am zis, Mihail Feodorovici, după am zis, nu uit Romanov, da, da, pentru că pe tatăl să-l chemam Feodor, dar vine numele. E acest Alexei Mihailovici, care și ia numele de la acest Mihail, este al doilea suveran din casa Romanovilor, care ajunge pe tronul Rusiei. El este un personaj extrem de interesant, o personalitate foarte complexă, greu de definit. Pe de o parte, îți vorbesc câteva lucruri despre acest personaj, am să revin la final la familia lui, pentru că anticipăm în fond, este tatăl lui Petru cel Mare. Țarul Alexei I. Mihailovici. Acest Alexei Mihailovici Romanov a încercat și a înțeles că Rusia va putea să fie o putere regională cu condiția ca Rusia să preia modele europene. Și că, de fapt, decăderea Rusiei dinaintea Romanovilor, perioada cunoscută în istoriografia rusă cu numele de Smutnu Evremia, anii tulburi, s-ar traduce oarecum, ar face ca Rusia să își piardă și teritoriile obținute. Ori o occidentalizare a Rusiei prin introducerea unui sistem, să zicem, administrativ, economic, financiar, chiar politic, pe modele europene. Pentru ei Europa era Polonia, era Suedia, erau Baltici, erau germanii din Prusia Orientală, ar putea să scutească Rusia de neplăceri, cum avusese în anii dinainte. Pe de altă parte, el a rămas un țar tradițional rus. Titulatura ca atare nu era recunoscută în Europa. Ei erau considerați ca niște cnezi, suverani, nici n-am putea să-i echivalăm cu regii Europei. Era chiar mai puțin decât erau principii din principatele române, de exemplu, deși Rusia era mult mai mare. Ăla era echivalentul, dar ei își atribuiau această titulatură prin înrudirea cu dinastia anterioară, dinastia Ruricilor, și își asumau această moștenire ca fiind niște suverani care trebuie să creeze o țară cu un destin important. Dar acest Alexei Mihailovici a început să modernizeze Rusia. Cel mai controversat episod a domniei sale a fost reforma religioasă, care a dus la o separare a rușilor de biserica oficială, pentru că a încercat să introducă modelul grecesc în liturgia rusă. Ortodox, evident, nu se punea problema. Da, da, da. Renunțând la mai vechea să zicem organizare și cu tot ritualul, cu slujbă, cu tot ce înseamnă lucrurile astea a bisericii ruse dinainte. Ori a fost un eșec total ceea ce a făcut Alexei Mihailovici, care s-a soldat, din păcate pentru istoria Rusiei, cu extrem de multe victime, pentru că această reformă a fost una foarte violentă, introdusă și impusă sub presiunea cnutului.
Pe de altă parte, Alexei Mihailovici mai are o problemă. Încearcă să introducă și un model legislativ totodată, european. Ceea ce duce la o mare răscoală. De fapt, avea o problemă, suntem în niște zile în care am citit atât de multe lucruri amuzante, dar acum aproape că nu mă mai miră nimic, ale unui recensământ a populației. Și Alexei Mihailovici a încercat să facă un recensământ a populației pentru un scop foarte clar, să știe pe câte persoane se bazează ca impozabil, pentru a-și putea calcula un prim buget a statului, buget din care se poate plăti o administrație, după un model cât de cât european, și aș crea o armată în condițiile în care există un pericol extern. Or, pentru asta trebuie bani. Și atunci vrea să știe cât sunt impozabili. Bineînțeles, asta a dus la o mare răscoală țărănească, la răscoala lui Stenka Razin, pe care o știm iară mai mult din literatură decât am citit despre ea. Și ea are primată la fel de violent. Deci sunt două momente, să spunem, dificile în domnia acestui Alexei Mihailovici. Cu toate astea, diviziunea apărută în societatea rusă a pregătit oarecum societatea rusă pentru un proces reformator. Deci din punctul ăsta de vedere, violența care zicem, definea bine societatea rusă și anterior lui Alexei Mihailovici și chiar al lui Mihail Fedorovici și chiar împăratul Ruricilor, să nu uităm că penultimul Ruric este Ivan al IV-lea cel groaznic, nu a mirat, dar el a adus în dezbatere câteva probleme. Una religioasă, una laică. E foarte ușor să ne amuzăm pe seama lui Alexei Mihailovici. Își bătea preoții când greșeau la slujbă. Îi bătea în timpul slujbei. Dacă greșeau psalmii, nu cântau corect. Și a fost cel care a creat prima grădină zoologică din Rusia, doar nu ca un obiectiv pe care să-l viziteze, ci prin propriul lui amuzament. Este cel care vopsește mai multe încăperi de la Kremlin cu sistemul solar, la modul cum era cunoscut el atunci. Și aici ne putem gândi foarte bine. Unul din oamenii care aproape că fusese contemporan, polonez, dacă tot am vorbit, de la Torun, Copernic, venise cu niște idei. Și ele au depășit frontierele Europei, au ajuns și în spațiul ăsta euroasiatic. Eu am dat exemplu ăsta, sigur că el nu are mare importanță, ci pur și simplu pentru că a creat o anumită dezbatere în societate. Pământul, soarele, poziționarea înseamnă ceva pentru ce erau oamenii de atunci. Altfel era un personaj extrem de violent, un personaj extrem de dificil și cu toate astea știm suficient de puțin ca să nu putem să spunem foarte multe despre ceea ce el a gândit. A vrut într-adevăr să reformeze Rusia. Probabil că dacă am fi știut mai multe, am fi putut să spunem să venim cu niște argumente. A doua chestiune pe care vreau să aduc în discuție este și legată de frontierele acestei Rusii. Rusia Ruricilor ajunsese începând cam, hai să zic, pe la 1460, odată cu încorporarea Cnezatului Iaroslavului. Și până pe la 1520, după ocuparea Astrahanului, ceea ce oferea deja o suprafață foarte mare Rusiei, ajungem până în delta Volgăi, la vărsarea în Caspica, un stat cu o suprafață importantă. După perioada aceea anilor dificili, prin familii negustorești, cea mai cunoscută, familia Stroganov, rușii depășesc bariera estică a munților Urali, ajungând în Siberia și avansând foarte mult către est. Deci Rusia era o țară care se întindea de la Marea Albă la Marea Caspică și ajunsese deja în bazinul central al Siberiei.
afluviilor din Siberia, în zona centrală, mă refeream la pagina asta, înseamnă, hai să zicem, Obi și chiar dincolo de Obi. Deci, ca suprafață, era o țară foarte mare. Dar nu putea fi guvernată după niciun model european. Și poate că Alexei Mihailovici a încercat pentru prima dată să-și pună problema asta. În schimb, ce n-avea Rusia? Nu avea nicio legătură cu Europa, pe aproape nicăieri. Să ne uităm la Arhanghelsk. Portul Arhanghelsk era vizitat de vasele englezești, vasele comerciale, cam 4 luni pe an. Restul nu, pentru că toată zona trebuia străbătut peste Scandinavia, toată zona aia mare era înghețată. Deci vasele englezești nu ajungeau acolo. Marea Baltică era la vremea respectivă dominată de regele și de regatul Suediei. Deci Rusia nu avea ieșire la Baltica. Către Marea Neagră nu exista nicio șansă, deoarece era puternicul Imperiul Otoman. Deci Rusia era izolată între Oceanul Arctic și o mare închisă, în care, să zicem, că avea o deschidere către Persia și cam asta era tot. Ceea ce nu ar fi permis niciodată să se dezvolte. Așa că moștenirea lui Alexei Mihailovici n-a fost o Rusie puternică și o Rusie percepută în Europa ca o țară serioasă. Exista un singur drum, sunt foarte multe descrieri ale călătorilor epocii pe acestui drum, care lega Moscova prin Smolensk de Varșovia, care aproape că era impracticabil din cauza pădurilor foarte mari de pe teritoriul actualmente, să-i spunea, Belarusului și a Rusiei, cu nu exista, era un drum doar de pământ, care de cele mai multe ori era înnămulit, deci era greu de trecut prin pădurile alea. Și unde negustorii s-a bătut foarte greu. Cei mai mulți care veneau fie pe oarecum zona Novgorodului, Tverului, către Moscova și ăștia erau balticii. Dar o legătură cu Viena, de exemplu, nimeni nu s-a comentat la drumurile alea și niciun negustor serios nu a ajuns. Ei, pentru asta era o mare problemă. Hai să spunem și a treia chestiune ca să-l isprăvim pe acest Alexei Mihailovici. Familia lui a fost model tipic rusesc. El a avut două căsătorii. Din prima căsătorie au rezultat cei mai mulți copii. Sper să nu greșesc, vreo 13. 13 din prima, nu. Și din cea de-a doua, încă 3. Din prima lui căsătorie au rezultat și succesorii la tron. Succesiunea la tron în Rusia era un pic diferită de modelul european, în sensul că prințul moștenitor, și aici îl avem pe Feodor Alexeievici, după numele lui, care va muri repede, de fapt. Da, care va avea o domnie foarte scurtă. Momentul în care a trebuit să-și, să zicem, aleagă soția pe care o avea, a respectat, conform tradiției rusești, modelul simplu. Când țarul anunța, și țarul face asta, după prima lui căsătorie, la a doua căsătorie, face exact la fel. Nu-și schimbă deloc atitudinea în ceea ce privește relaționarea cu lumea înconjurătoare și mai ales nu prea modelul vestic. În sensul că toată nobilimea rusă, care avea fete de vârsta căsătoriei, nu conta dacă era foarte tânără sau era mai în vârstă, conta foarte mult fecioria, ăsta era modelul, și aducea în fața țareviciului. Țareviciul de acolo și alegea pe cea pe care îi plăcea lui, efectiv. Deci își alegea o rusoaică din rândul nobilimii ruse. Partenera lui, însă, în momentul în care era aleasă, era închisă în terem. Teremul este acel turn mai lat dintre toate turnurile Kremlinului, care ținea și de apartamentele suveranului și care de regulă erau păzite de o gardă militară și restul, toată grija era în mâna unor femei. Ea nu mai avea o viață socială după acel moment. Rolul ei era unul, se zice, medieval tipic. Să aibă grijă de așternuturile cavalerului și să-i procreeze specie. Cam asta era, de fapt, soția țarului în vremea lui Alexei Mihailovici și așa a fost și în cazul lui Feodor Alexeievici. Și a ales
dusoaica pe care trebuia. Numai că Alexei Mihailovici moare la 1676, sper să nu greșesc. După 30 de ani de... După o domnie relativ lungă, și-aș face aici o trimitere interesantă, la care o să revin poate într-un alt episod. Este țarul în vremea căruia lumea căzăcească din zona Don-Nipru se scindează în două tabere, una prorusă, una antirusă. Cei care vor, pentru că acesta, Alexei Mihailovici, a avut o politică externă destul de curajoasă în ideea de a ajunge cât mai mult spre Europa, luptând cu polonezii împotriva suedezilor și cu suedezii împotriva polonezilor, de câte ori interesul lui era să o facă. Și în cele din urmă va obține, în urma unor înțelegeri, ce înseamnă malul stâng a Niprului. Astăzi mulți le identifică ușor cu regiunile din Ucraina, Harkov, Lugansk, Donetsk. Partea supusă problemei. Este partea cu probleme. Și tot în vremea lui, dar pentru o formulă, să spunem, mai degrabă diplomatică, va deveni și Kievul. Reforma religioasă pe care o face, să știți că nu o face întâmplător. Mută Academia Kieveană, să nu uităm că încă era acolo Petru Movilă și școala teologică, da, aici trebuie să chemați un specialist, oraș pe care el a creat-o, și astăzi Academia de Teologie din Kiev, parte numele Academia Movilă. Ori o mută la Moscova, încercând și reforma aia pe care el o face să preia un model pe care el îl percepea ca fiind occidental, modelul kievean. Kievul era legat de Europa, era din Europa, el venea mai din Est. Înțelegeți, nu sunt chiar întâmplătoare aceste trimiteri, chiar dacă am sărit un pic de la Petru cel Mare. Și acest Fyodor Alexeievici are domnie scurtă de doar 6 ani, nu apucă să aibă urmași, nu apucă de fapt să domnească efectiv. Și nici să numească un alt și succesor. Și nici să-și numească un succesor. Va mări, dacă nu cumva, în apropierea Paștelui anului 1682. E în momentul ăla să pune problema succesiunii la tron. Pentru că Alexei Mihailovici avusese mulți copii, dar și foarte multe fete. Și două soții. Bine, da, mulți copii din două căsătorii, dar și foarte multe fete. Cei care puteau să devină succesori, puteau fi din prima căsătorie Ivan, care ar fi devenit Ivan al V-lea și care era avea vârsta majoratului, dar era un personaj debil, incapabil să conducă, aproape orb, și care nu era potrivit pentru a conduce un stat cu o politică deja în schimbare, cum a fost spus tatăl său. Sau un, dacă ăsta era, să zicem, imbecil, sau un infantil din a doua căsătorie, Petru, cu dar care nu avea mic, decât 10 ani la vârsta respectivă, incapabil să domnească din cauza vârstei. Și cum Fyodor Alexeievici nu lăsase niciun succesor, nu explicați lucrurile, cei care de foarte multe ori făceau regulile la Kremlin erau unitățile de gardă care asigurau securitatea fortăreței Kremlinului. Unitățile numite a streliților, de la faptul că erau luptători arcași, dar nu mai erau de mult doar arcași, și erau unități de elită ale armatei ruse, așa cum era ea la vremea respectivă. Nu foarte importantă, dar ei hotărau. Atunci s-a pus problema în două chestiuni. O idee pe care rușii n-ar fi acceptat-o dacă n-ar fi fost toată povestea asta. A unei regențe, a unei persoane de sex feminin, în care femeia să nu mai fie cea din teren, ci să aibă un cuvânt important, a Sofiei, din prima căsătorie, sora mai mare a lui Ivan. Sau, în cealaltă variantă, a celei de-a doua soții a lui Alexei Mihailovici, Natalia Narâșchina, mama lui Petru cel Mare, care ar fi putut și ea fi o bună regentă și ar fi avut acest drept tocmai pentru că era soția țarului Alexei Mihailovici. Ei, pentru că
nobilimea rusă era împărțită în două tabere. Unii, pro-Sofia, din familia Miloslavski, dacă nu greșesc, alții, pro-Natalia, din familia Narishkin. La Kremlin a fost o lovitură de palat. Ca orice lovitură de palat. La Kremlin, extrem de violentă. În sensul că tânărul, de exemplu, Țarevici Petru, la 10 ani, a văzut cum a fost îndepărtată și eliminată, de fapt, tabăra mamei lui. Eliminată într-un mod barbar, în sensul că nu numai că toți cei de acolo au fost omorâți în timpul unei confruntări de palat, ci că acele persoane, stârvurile lor, au fost masacrate ulterior. Și chiar mama lui și el s-au temut pentru viața lor. Exista riscul ca ei să aibă această soartă. Se zice că despre micul Țarevici Petru nu l-ar fi recunoscut pentru că ar fi fost ordin din partea Sofiei, sora din vitregă, chiar să fie executat. Dar că nu l-ar fi recunoscut. Rămâne asta, nu v-am fi dovedit niciodată, am fi știut de atunci. Cert este că ei au fost îndepărtați de la Kremlin într-un moment extrem de violent, lucru pe care Petru nu l-a uitat niciodată și care nu-și va dori să revină niciodată la Kremlin. De-aia va căuta soluții să găsească un loc mai potrivit de unde să conducă Rusia. Astfel că acest Ivan nevolnic, Ivan al V-lea, va avea și el o domnie de câțiva anișori buni, până în 1689, sub regența acestei Sofia, o femeie extrem de puternică, foarte dură. Da, și foarte rea. Păi, aș spune mai degrabă că era exact cum era societatea în care trăia. Luptele dintre rivali se încheiau pentru victime, se încheiau extrem de rău, în sensul că dacă femeile erau trimise, se spune, la mănăstire și erau închise în mănăstiri, bărbații de regulă erau mutilați și de foarte multe ori trupurile lor erau expuse public. Astea erau imagini firească, ei erau obișnuiți cu asta, văzuseră așa ceva, nu era nimic de mirare. Ori la fel va face Petru când va ajunge. Ori acum, revenind la Petru, Petru a avut neșansa să ajungă, sau să zicem, n-a ajuns pe tron la 10 ani. Asta a fost șansa și neșansa lui. A avut șansa însă ca între 1682 și 1689 să fie, să zicem, să aibă o educație total distinctă. Nu de-a fratelui său, care oricum era debil, ci de-a tatălui său și de-a tuturor țarevicilor anterioare. El nu va locui în Moscova. Va fi nevoit să lucrească în afara Moscovei, ceea ce îi va schimba categorii personalitate. Și pentru că am ajuns la educație, haideți să vedem cum se educă Piotr. Era foarte dispersat. Formula era legată tot de teren. În momentul în care țarina avea copiii, ea educa în sistemul rus în teren. În acea, să zicem, locuințe ale familiei conducătoare, să spunem. Tot evit să folosesc termenul de țar, pentru că nu era potrivit pentru ei la vremea respectivă și nu era recunoscut așa o titulatură. Înțelegem prin asta suveranul. Și bineînțeles că de regulă era educat de biserică. În spiritul, cel mai spiritul. Și aici de ce spun asta? Fac următorul lucru. Petru trăiește în afara Moscovei. Conceptul Rusiei era că Moscova este orașul sfânt. Este acrea Romă și cei care nu sunt ruși n-au voie să se așeze în Moscova. Deci nu au dreptul să aibă proprietăți în Moscova. Rușii, prin biserică, le spuneau celor care nu vorbesc slavona, muți, nemoi, care dă termenul nemeț în limbajul popular. Noi știm ca neamț. De ce? Pentru că li se spunea clar. Muții, de fapt, nu că nu știu să vorbească, ci că nu vorbesc limba îngerilor. Ori în biserică lor li se spunea limba îngerilor este slavona. Cei care nu vorbesc nu sunt credincioși.
ei sunt muți, Dumnezeu le-a luat graiul îngerilor. Și termenul cunoscut de cei mai mulți era nemeț neamț. Ei, rușii însă, în afara Moscovei, încurajau foarte mulți europeni să se stabilească, pentru că aveau nevoie de ei. Negustori, meșteșugari, întreprinzători, tot felul de profesori care veneau cu concepte europene, care aduceau, dar ei n-aveau voie să trăiască în Orașul Sfânt. Și atunci s-a creat un cartier pe care îl știam că numele de Nemețkaya Sloboda. Ei, Sloboda, un fel de cartierul liber, am zicea nemților, dar acolo nu erau doar germani, erau baltici, suedezi, britanici, englezi, hai să spunem la vremea aia, încă nu era conceptul. Puteau fi și din spațiul românesc, puteau fi și din spațiul musulman. Era o devâlmășie în care însă era, să spunem, centrul comercial a Moscovei. Acolo era sufletul comerțului, acolo erau meșteșugari, acolo erau oamenii care învârteau banii. Biserica scotea în afară ăștia, în afară lui Dumnezeu. N-au voie să stea aici. S-a perpetuat asta până la 1917. Petru cel Mare acolo va crește. Și va crește înconjurat de neruși. Va avea unul din profesori, mama lui, Natalia Narâșchina, îi va face cunoștință cu un anumit Zotov, Nicolae Zotov, care va încerca să le duce într-un fel în spiritul rusesc. Aia, acel Nicolae Zotov, cu foarte multe prietenii în lumea nerusă, un bețiv notoriu despre care se spune că l-ar fi învățat pe Petru cel Mare de mic să bea, i-a făcut cunoștință cu tot felul de personaje absolut interesante și nefirești. De exemplu, Franz Timmerman, care devine un prieten de joacă al lui Petru, aduce prin intermediul prințului Dolgoruchi, dacă nu greșesc, primul astrolab. Petru este fascinat de acest obiect pe care nu știe să-l folosească. Zotov nu știe să-l învețe. Acest Franz Timmerman, care era un olandez, îl învață cum să folosește și la ce ajută. Are prieteni navigatori scoțieni sau olandezi. Se împrietenește cu ei și de la toți învață. Ceea ce știm de la Petru, din memoriile contemporanilor lui, din epoca respectivă, este că Petru era extrem de destoinic la carte. Nu prea iubea limba rusă și nu îi plăcea să scrie, ci că ar fi scris foarte prost, în chirilică. Dar ar fi scris bine cu latinește. Acum, o fi sau nu fi adevărat, asta mai greu să vă spun. Însă, specialiștii de astăzi și de înaintea noastră susțin că în prima parte a educației lui nu îi plăcea, oricum nu îi plăceau slujbele, oricum nu îi plăcea liturgia ortodoxă rusă. Era mult mai încântat de ce se întâmpla într-un atelier de meșteșugărit, într-un atelier de reparat bărci sau să facă calcule cu un astrolab, decât să meargă la slujbe. Ceasuri la fel îi plăcea. Era pasionat de orice însemna tehnică. Nu avea nicio inclinație către arte, către muzică, poate către muzică n-aș spune, dar nici într-un caz către dans, către așa ceva. El era pasionat de tot ce era tehnic. Asta pentru că Nemețkaya Sloboda, dincolo de cum îi spune, era un spațiu liber, slobod, să-i spunem noi, în care ideile circulau altfel. Momentul care... El are educație extraordinară acolo. Acolo descoperă de fapt tot ceea ce îl va face mai târziu, ce va dori să știe mai târziu. Momentul care îl va duce însă din Nemețkaya Sloboda din nou la Kremlin este lovitura de stat pe care străniții, care pe de o parte o dăduseră jos pe mama lui, sunt total nemulțumiți de politica Sofiei și intenționează să o dea jos. El se va căsători în această perioadă, chiar la începutul anului 1689, înainte, cu puțin timp de a urca pe tron, va fi invitat să facă un ceremonial după tipicul rusesc la Kremlin, pe care îl va respinge, va participa acolo, dar nu va respecta niciunul din ritualuri. Sofia ar fi avut atunci un act de revoltă împotriva modului cum se comportă el cu icoanele și s-a lansat zvonistica prin care ea ar fi dorit să-l asasineze pe acest Petru. Acest Petru însă va avea
din rândul stăliților nemulțumiți de Sofia, exact aliații care vor da jos pe Sofia. Și într-o formulă extrem de violentă, la fel cum fuseseră îndepărtați aliații mamei sale, Natalia Narușchina. Sofia se zice că ar fi fost foarte încântată că n-a fost executată, pentru că nu-și imagina că va scăpa. Execuțiile erau cumplite la vremea respectivă, pentru că erau, în primul rând, erau torturați. După ce se încheia, mureau în urma torturilor și durau și 48 de ore. Pentru că erau modele, rupeau cu tot felul de cârligi bucăți din corpul viului. Și de multe ori cedau, erau readuși la viață și luați. Ea a fost trimisă într-o mănăstire. Și a fost, se zice că totuși încă fericită că nu a pățit, n-a avut soarta celor colaboratorilor ei, pentru care și unul din bovnicii ei. Și asta l-a făcut ca la 1689 pe tronul Rusiei să urce tânărul la vremea respectivă, încă n-avea 18 ani, 17 ani și nu știu cât, Petru I. Petru I își formează un grup de 250 de persoane cu care îi intitulează Marea Ambasadă și 18 luni părăsește hotarele țării. Un lucru extrem de interesant, pentru că nu era voie să părăsești țara conform regulilor vremurilor. Nu se întâmplase niciodată până la Petru ca cineva să părăsească țara cu un alt scop decât militar. Tatăl s-a făcut în sensul că intrase pe teritoriile lituaniene sau luptase împotriva cazacilor sau împotriva tătarilor, dar în fruntea unor armate care se vor fi întors la Kremlin. E o perioadă interesantă din vremea lui Petru și cred că e cea mai puțin studiată. Anii 1689-1697, când pleacă în acea călătorie de 18 luni, despre care să știu foarte puține. Eu vă dau o singură poveste, e adevărat, este ușor romanțată de unul din primii mari biografii al lui Petru, Henri Troia, care a scris mai multe lucrări despre suveranii ruși din acea perioadă, teoretic academician francez, cel puțin din 1959, când a fost făcut academician francez. Dar el, de fapt, era Lev Tarasov și era un rus care a plecat din Rusia de frica Revoluției Bolșevice și avea după aceea, în secolul 20, devin un mare literat francez. Și care ne povestește un amănunt foarte interesant înainte de Marea Solie și care ne arată cam cine era Petru. Are loc o nouă revoltă a streliților și care, în care Petru nu mai avea încredere. Chiar dacă ei au dat-o jos pe mama lui, chiar dacă ei l-au ajutat să ajungă pe tron, el nu avea încredere. Când s-a spus că anunțase că trebuie să vrea să părăsească Rusia, rușii nu puteau concepe așa ceva. Așa ceva nu putea să facă suveranul rus, un om sfânt, să meargă în retrogradul Occident, acolo unde se întâmplă toate nenorocirile. Și cum a reacționat? A fost adus cel ca un Ivan Ziegler, un german după nume, nu-i cunosc biografia, în fața lui și s-a spus, el este cel care a făcut această lovitură, dacă Petru pleacă, el va pierde tronul. L-a torturat, aducând sicriul celui care fusese ibovnicul Sofiei, adus în Moscova, desfăcut și pe acel cadavru putrefacției de când lumea i-a executat aproape 9700 de străliți. Și tot sângele le-a vărsat peste cadavrul acelei persoane, iar pe Sofia a închis-o de data asta definitiv într-o mănăstire, într-o chilie, cu un singur geam. Pe geamul ăla nu putea vedea decât cerul, soarele, și cât putea să-l vadă când trecea pe dreptul ei, dar pe geamul ăla i-a spânzurat stârvurile liderilor streliților, ca dacă vrea să vadă cerul, să-i vadă mai decât pe ei. Ăsta era Petru.
Ca să înțelegem ce personaj. Și milos din fire. Asta avea ea să vadă până la sfârșitul vieții. Da. Ori abia în momentul ăla ia această decizie. O decizie care însă va schimba istoria Rusiei. Și în cele 18 luni va avea un traseu care va urma Moscova, Livonia, Riga, să zicem, Letonia de astăzi, apoi Prusia Orientală cu Königsbergul, ceea ce astăzi înțelegem prin enclava Kaliningrad, de acolo va trece în Prusia Brandenburg, nu va sta la Berlin, va sta în diferite localități mai mărunțele pentru a rezida mai mult timp la Amsterdam și la Zaandam, în portul orașului de la vremea respectivă, două localități distincte, va pleca apoi la Londra, va locui o vreme în Londra, se va întoarce prin țările de jos la Viena, de unde se pregătea să plece către Veneția, când va afla că e o revoltă a streliților la Kremlin. Și atunci se va întoarce cu o pauză pe care o face în Polonia, se va întoarce apoi în Moscova și va lichida definitiv unitățile astea. Într-o singură țară nu merge, Franța. Nu a mers atunci în Franța, nu a avut posibilitatea asta, pentru că Franța a fost cea care a respins o astfel de înțelegere. Suntem într-un plin război, așa numitul, sper să nu greșesc, războiul cu Liga de la Augsburg, în care erau alianță principatele germane protestante, țările de jos și Anglia împotriva lui Ludovic al XIV-lea, suveranul catolic, și nu a avut momentul potrivit. Îl va întâlni mai târziu. Or, cum să înțelegem această călătorie? Ei, călătoria el a făcut-o în fruntea unei delegații de vreo 300 de persoane oficial, la care îți adaugă cel puțin vreo 2000 care asigurau securitate. Incognito, Piotr Mihailov, după numele lui, ba va trimite o scrisoare înainte către toate curțile la care avea să ajungă, prin care îi ruga pe aceea, ca și cum cel care va veni ca Piotr Mihailov e trimisul lui, și să-l protejeze și să aibă mare grijă, pentru că el va plăti orice cheltuială el va face acolo. Deci el cumva a vrut să-și asigure anonimatul. Trebuie să înțelegem că Petru cel Mare nu era greu de identificat. Asta pentru că Petru cel Mare era foarte înalt, era peste 2 metri și cam toată lumea știa cine. Avea obiceiuri extrem de grubiene. Iar în tot drumul ăsta, el va sta în Königsberg și va studia artileria cu un general suedez, dacă nu greșesc. Deși el era suveranul unei țări, el era un general, el a fost ucenicul aceluia și a învățat exact cum folosesc suedezii tunurile, cum se fac fortificațiile, la ce ajută, a plătit cu bani grei treaba asta. Era partea ținută de Suedia la vremea respectivă. În Zaandam a stat vreo săptămână doar pentru a învăța marinăritul și a învăța tot ceea ce înseamnă chestiuni legate de construcția de corăbii. Corăbile olandeze erau renumite. În Amsterdam va sta o bună bucată, își va face foarte mulți prieteni din rândul afaceriștilor de la Compania Indiilor Orientale Olandeze, oameni influenți cu bani, el trăind într-un cartier în care cunoscuse și olandezi, și suedezi, și prusaci, și baltici, și nu avea nicio problemă în a vorbi cu ei. De foarte multe ori, el se duce, de exemplu, dau exemplu când merge la Londra, el trage niște beții cumplite. La Londra, John Evelyn, unul din oamenii regelui William al III-lea, îl lasă să stea, nu știu cât a stat, 2-3 săptămâni în casă. Praf a făcut acea casă. A primit bani de la regele Angliei ulterior. Era o sumă de 350 de lire, dar să știți că 350 de lire atunci era o sumă colosală. El când a făcut, există documentul cu pagubile pe care le-au făcut. Deci praf au făcut casa rușii aia. Totul, dar știți cum, nu sunt lucruri frumoase și nu sunt plăcute la ora 7 seara. Dar de la faptul că 21 de geamuri fusese scoase cu tot cu din perete, că voma era peste tot, deci vă dați seama cam ce făceau rușii acolo.
La 1815, în timpul congresului de la Viena, vor aminti cei din Limburg de cheful lui Petru cel Mare la un han din Limburg și vă spune că brânza lor e mai bună decât nu știu care brânza la 1815, deci mult mai târziu, pentru că Petru cel Mare avea un compas mare cu care măsura cuburile pe care le cumpăra. Deci el peste tot pe unde a fost a lăsat amintiri. Toți au știut cine sunt, toți s-au făcut că nu-l cunosc. Și de la toți am învățat. Vă dați seama că omul ăsta lucra ca simplu angajat într-o fabrică de hârtie ca să învețe cum se face hârtie. Tipografia. În topitorii de plumb, peste tot. Și ne întrebăm ce fel de om era. Era astăzi un specialist a spune că ceea ce a făcut el se cheamă spionaj industrial. Pentru că el de fapt asta a făcut, așa este. Ascunzând sub toată nebunia aia lui, probabil că ascunzând tocmai de fapt adevăratul scop al acestei călătorii. Pentru că lumea lua în derâdere și profita de el tocmai pentru că a cheltuit o avere cu această călătorie și fiecare căuta să câștigi mai bine, sparge mie casa, că la final plătești mai bine, lasă, fac eu alta nouă, să zicem. Ultima întâlnire a avut-o într-adevăr la Viena, când a aflat că este o nouă revoltă la Kremlin a streliților. Ei, trebuie avut în vedere aici un detaliu. N-am apucat să vă spun că în perioada, înainte de a ajunge pe tron, el s-a căsătorit cu Evdokia Lopukhina, o femeie dintr-o bună familie nobiliară rusă, cu care nu prea a trăit mare lucru. Nu a avut treabă. Fusese îndrăgostit la un moment dat de amanta unui prieten de-a lui. De o nemțoaică. De o nemțoaică, de o Ana Mons. A renunțat la ea. Bine, el va avea multe, poate. S-a făcut-o numai de dragul mamei lui. E adevărat de dragul mamei lui, el s-a căsătorit. Dar în urma căsătoriei a rezultat un copil. Un Alexei, care era de fapt urmașul, avea să mai aibă cu ea un copil care a murit, cred că la vreo 6 ani, poate, și din păcate al treilea s-a născut mort. Și nu va mai, practic el, doar acest Alexei era urmașul la vremea când el se întoarce. De asta spuneam, sunt acești ani între urcarea pe tron și Marea Ambasadă, în care el nu face nimic deosebit, nu iese în evidență, știm puține despre dumnealui. Știm, este un episod interesant, pleacă la un moment dat, dar și asta este așa destul de romanțat. Pleacă undeva în nord la Arhangelsk, urcă pe un vaporaș, la un moment dat îi prinde furtuna, este cel care, mulți vâslați vor să arunce în apă și să se întoarcă la mal, el este cel care ia cum se cheamă, firma, și întoarce vaporul, încurajându-și pe ei să întoarcă că nu se vor scufunda. Se zice că ar fi construit atunci o cruce mare, o truiță, pe care ar fi scris în olandeză Sfântul Petru, și că momentul ăla avea să îi facă pe foarte mult ruși să creadă că și chiar pe el că nu poate păți nimic, că Dumnezeu l-are în pază, dar la fel se spune că ar fi luat culorile olandeze pentru a-și crea drapelul. Sunt aceleași culori de pe drapelul Olandei, pe drapelul Rusiei, doar ordinea și modul cum sunt puse sunt diferite. Rămâne să își dea cu părerea și alții dacă e adevărat, dar cert este, sunt culorile de pe drapelul olandez, sunt și pe drapelul rusin, deci sunt aceleași. Și că ar fi fost legat de acest episod. Probabil că episodul ăsta e așa romanțat și pentru faptul că se știu puține, iar posteritatea lui Petru i-a lăsat foarte multe legende. Se zice că când la naștere ar fi avut deja un dinte. Nu luăm ca atare, ei avea deja un dinte, împotriva cui. Dar probabil că foarte multe legende s-au născut legate de Petru. Cum a fost și revolta streliților, care îl face să se întoarcă foarte repede în Rusia. Când s-a lansat zvonul prin biserica rusă că Petru ar fi murit și că cel care a mers în Marea Solie nu este adevăratul Petru și evident să căuta un posibil succesor, dacă nu Alexei, să fie succesorul. Din păcate pentru Alexei îl va costa viața. Pentru că revolta streliților avea să fie înfrântă de către generalul Patrick Gordon,
Patrick Gordon, care a luptat alături de Sofia, va trece în tabăra lui Petru, un scoțian, dacă nu greșesc, mercenar, a luptat prin multe armate și prin multe războaie la vremea respectivă, suntem la sfârșitul secolului 17, și care va intra în slujba lui Petru și care va reprima revolta streliților, a unor unități dintre streliți, că nu toți au fost cei care s-au revoltat. Când, în așa fel încât, în momentul în care Petru ajunge la Kremlin, revolta streliților fusese deja reprimată și nu exista un pericol real ca el să-și piardă tronul. Dar toate poveștile astea, inclusiv cea care spune că cel care s-a întors de la, care a părăsit Rusia, nu poate fi decât Antihristul și că adevăratul Petru a fost aruncat într-un butoi în Marea Baltică și că rușii trebuie să-și pună un rus și nu un antihrist pe tron, sunt probabil creații posterioare lui Petru. Dar singurul adevăr este simplu. Lucrurile așa au stat. Petru a venit și și-a torturat propriul copil până l-a ucis. Pentru că s-a temut că ăla îi va lua tronul și imediat după aceea va desființa unitățile streliților și va crea cele două regimente, unul din satele de lângă Moscova, în care el a locuit cu mama lui după ce a fost alungat de la Kremlin. Preobrajenski devine regimentul Preobrajenski și celălalt Simionovski, două elita unității militare rusă de la Petru cel Mare până în vremea domnului despre care ați deschis emisiunea, Vladimir Putin. Ele sunt unitățile de elită. Faptul că și-a torturat personal, că și-a pus pitici, știți, el era foarte înalt și era pasionat de pitici, poate o să povestim mai multe despre biografia lui și chefurile pe care le trăgea cu acești pitici. Trebuie să fi fost foarte caragios pentru un om de peste 2 metri, cu niște oameni de un metru, dacă nu mai scunzi, rotindu-se în jurul lui și distrând această culoasă a naturii, uriașul personaj. Un Gulliver. Dar i-a folosit nu odată și că i-a folosit în a îl tortura pe băiatul său, că l-a torturat personal. Există o pictură care spune că îi cere iertare băiatului său muribund, că ar fi fost așa o poveste. Iar e greu de spus și ce și cum. Cert este că el va rămâne fără urmași. Dar după întoarcerea din această mare ambasadă, la 1698 de altă dată, începe din nou domnia lui Petru cel Mare. Domnul profesor, iată că am ajuns și la sfârșitul emisiunii. Abia aștept să ne întâlnim la episodul 2, mai ales că ne așteaptă reformatorul Petru cel Mare. Un al doilea Petru cel Mare, al doilea de biografia exact pe care i-am prezentat-o. Mulțumesc din suflet încă o dată. Și vă mulțumesc. Mulțumesc și dumneavoastră, dragi prieteni, că ne-ați urmărit. Ne întâlnim luna viitoare la aceeași oră la o nouă ediție emisiunii Ediție Finală. La revedere și o seară bună!